Administrația publică locală a dat startul lucrărilor de asfaltare. Primul cartier vizat de drumari este cel din vecinătatea Clubului Polițiștilor, a transmis primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. Au reînceput în forță șantierele din tot Buzău. Suntem aici în zona cunoscută sub denumirea de Clubul Polițiștilor, unde ne-am angajat și iată, sunt ultimele lucrări de finalizare, respectiv alei, străzi, trotuare, parcări, astfel încât să finalizăm tot ceea ce înseamnă Bulevardul Unirii, după ce s-au finalizat stânga-dreapta pe Bulevardul Unirii Sud, mă refer la strada Arinilor sau din coace pe aleea Platanului, Stejarului, Patriei, suprafețele cuprinse între Spirul Hareț și Unirii Sud. Iată că se finalizează și această zonă și sper, în funcție de vreme, până la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare, să trecem și vis-a-vis triunghiul ăsta, de fapt, Bulevardul Unirii, strada Obor și Dionisie Romano, astfel încât și acolo să facem ceea ce am făcut aici. Din zona centrală, șantierele se vor muta în cartierele Dorobanți 1, Dorobanți 2 și Micro 14. Se lucrează și în cartierul Broșteni. Vom intra în curând și în cartierul Dorobanți 2 pentru finalizarea parcărilor. Se lucrează la proiectele tehnice pentru ceea ce înseamnă cartierul Dorobanți 1 și, bineînțeles, începând probabil din luna iulie, după ce se va finaliza documentația, vom intra din nou în cartierul Orizont și, bineînțeles, vom avea lucrări și în Micro 14, pentru că acolo este un proiect mult mai mare care va fi finanțat pe fonduri europene, dar până atunci, pentru că poate dura 2-3 ani de zile, eu știu, câștigarea licitației și pe urmă începerea lucrului efectiv pe programele operaționale, pe fonduri europene, regenerare urbană, să facem, dacă vreți, un alt cartier și acolo, dar până atunci vom mai face reparații și lucrări care să îmbunătățească pe o perioadă scurtă, până vom începe proiectul pe fonduri europene să îmbunătățească și acea zonă. Potrivit administrației locale, lucrările vor continua și pe Bulevardul Republicii.